delicioso! Ce te bagi sub mașină? Mă scuzați, dar sunt foarte speriată. Ce s-a întâmplat? El mă urmărește și mi-a furat și geanta. Cine e el? Nu știu, nu-l cunosc. Un tip foarte ciudat. Nu văd pe nimeni. Nu știu, poate s-a ascuns. Fugea după mine să nu se năpustească asupra noastră. Poate vi s-a părut. Știi? Chiar dacă eu sunt bătrână, văd foarte bine. Nu mi s-a părut nimic. Acolo era. Păi trebuie să anunțați poliția. Cum să ajung acolo? Mă tem că pe drum mă va prinde. Urcați în mașină că vă duc eu. Mulțumesc. Deja în drum spre inspectorat îmi veți povesti. Da, desigur, vă spun tot. Hei, salut! Avem un caz ieșit din comun. Trebuie să ajutăm o persoană. Ce persoană? O mătușă pe care am întâlnit-o astăzi în parc. Vă rog, intrați! Bună ziua! Mă scuzați că v-am deranjat, dar sunt foarte speriată. Acestei bunicuțe i-au furat geanta cu produse chiar în centrul orașului, în parc. În acest caz, dumneei trebuie să se adreseze la poliție. Nu, la poliție deja nu mai poate merge. Dar de ce? Mai bine o las ea singură să povestească. Ascultați atent. Mătușă, luați-vă rog loc. Liniștiți-vă, o să vă găsim geanta. Mulțumesc. Poliția nu vrea să caute geanta mea. Păi este obligația lor. Știu, dar când am început să le povestesc așa cum a fost, toți au început să râdă de mine și m-au alungat de acolo. Nu vă faceți griji, noi o să vă ajutăm. Povestiți-le lor ce mi-ați zis și mie, dar și polițiștilor. Noi nu suntem polițiști, cum vom putea prinde infractorul? Ascultă atent ce zice bunicuța și vei înțelege imediat. Eu hrăneam porumbei și când deodată a apărut tipul ăsta îngrozitor, din pădure probabil. Care tip? Dumneavoastră povestiți, iar eu voi încerca să desenez fotorobotul acestuia. Era un tip îngrozitor, cu mâini foarte, foarte lungi și înalt. Și în loc de cap avea niște farfurii așa rotunde. Și era și slab. Nu știu cu ce hrănește acasă. Stați puțin, cât de înalt era? Nu știu sigur. Cred că de vreo 10-12 metri. Era foarte înalt. Nu e posibil așa ceva. A, da. Și avea o mască pe cap care semăna cu două sirene. Eu am finisat desenul. Iată ce mi-a ieșit. Păi acesta este cap de sirenă. Acum e clar de ce poliția a râs de mătușă. Cine este acesta? Îl cunoașteți? Nu vă faceți griji. Noi îl vom găsi pe el și geanta dumneavoastră. Acum liniștiți-vă și plecați acasă. Odihniți-vă. Of, ce m-aș fi făcut fără voi.
Vă mulțumesc din suflet! Plec și eu acasă! Rămâneți cu bine! La revedere, mătușă! Ce tot spuneți? Noi nu putem face nimic! Luminița, ce informații noi ai despre cap de sirenă? Da, și unde se ascunde acum? Este foarte probabil că se ascunde într-o casă părăsită. Atunci haideți să mergem acolo, să nu tragem din timp. Eu nu vreau să risc. Noi trebuie să fim foarte pregătiți. Este un nou tip de cap de sirenă. Sirenă extraterestru. Sirenă extraterestru? Au făcut investigații și în aceste zone au fost observate OZN-uri. Iată aici, aici și aici. Ce este OZN-uri? Sunt navele spațiale ale extraterestrilor. Ei și ce? Mircea, nu întrerupe! Ulterior, tot în aceste zone a fost văzut și cap de sirenă. Dar de ce a venit aici? Lasă să plece pe planeta sa! Mircea, poate s-a stricat nava lui și nu poate pleca mai departe! Eu am un detector de metale! Mă duc să-l aduc aici! Pentru ce detectorul? Noi căutăm monstru, nu monede! Mircea, nu te grăbi! Scheletul lui cap de sirenă, chiar și sirenele lui, sunt din metal! Și detectorul ne poate ajuta. Deci îl veți putea găsi cu detectorul de metale. Eu vi-l las aici. Păcat că trebuie să plec la serviciu și nu pot merge cu voi. Iată și detectorul nostru. Dar avem o problemă cu el. Nu se încarcă de la electricitate, ci de la like-uri și abonări. De aceea să rugăm pe cei care ne privesc să ne ajute. Abonați-vă și apăsați pe like ca să reușim să încărcăm detectorul nostru, să mergem în câmp, să căutăm monstrul. Hai să mergem! Dar de unde să începem? Eu zic să începeți de la locul crimei. Cu siguranță veți găsi acolo urme. Mătușica a zis că e undeva pe aici. Atunci hai să căutăm urmele lui cap de sirenă. Stai să pornesc detectorul. Eu zic să ne dispersăm ca să căutăm mai rapid. Mircea la stânga, Melissa înainte, eu la dreapta. Bine! Ce e aceasta? O geantă? Ce ciudată! Ei, veniți încoace! Cred că am găsit geanta mătușii! Super! Vin și eu! Sigur este geanta ei! Să o luăm cu noi! Da, dar ce are înăuntru? Hai să continuăm căutările! Hai. Bine, eu mă duc în direcția aceea! Succes! Oare ce căuta ea pe aici? Cimitir sau ce? Se intensifică semnalul! Mircea, vină încoace! Este mai puternic și mai puternic! Ce se aude? Ce-i asta? Fii atent, nu pune mâna! Melissa, vino să vezi și tu! Ce ai găsit? Ce? Nu pricep nimic! Melissa, îți dai seama ce poate fi? Bănuiesc că este o piesă de la nava spațială a extraterestrilor. Ba nu! Cred că e ceva de la televizor! Haideți să continuăm! Să nu scăpăm ceva de văzut.
Auziți și voi? Cap de sirenă! Melissa, ce te-ai oprit? Vino cu noi! Nu, eu vreau să discut cu el. Cu cine să discuți? Cu monstrul ăsta? El mătușii nu i-a făcut nimic și nici nouă nimic nu o să ne facă. De fapt, Melissa ai dreptate, dar eu în el nu cred. Nici eu nu am încredere în el. Poate nu i-a făcut nimic pentru că nu a reușit să o ajungă. Tu ce glumești? Cu picioarele alea de 8 metri ajunge pe oricine. Eu vreau să discut cu el. Ei, monstrule, ce vrei tu de la noi? Fuu, ce dezgustător, a scuipat-o! Tu ai văzut? El a scuipat-o! Melissa, nu atinge! Poate fi contagioasă! Nava mea s-a defectat și ca să plec de pe pământ am nevoie de o butelie de combustibil și două plăci pentru nava mea. V-am zis că el nu face nimic. Are nevoie doar de ajutorul nostru. Cu ce ocazie să-l ajutăm? Cine știe ce în sirenele lui? Dacă vreți să scăpăm de el și să nu mai sperie atâta lumea, să părăsească planeta, trebuie să-l ajutăm. Mircea, dă-mi placa. Aceasta este una dintre piesele care tu le cauți? Probabil că zice da. Deci trebuie să-i aducem tot de ce el are nevoie. Într-adevăr pare a nu fi periculos. Nu ne-a făcut nimic, nici nu ne-a atins. Da, dar unde să căutăm și celelalte componente? Da, pădurea este foarte mare și poate fi împrăștiat prin tot orașul. Ați uitat, am detectorul de metale cu mine. Ne va ajuta să găsim mai repede. Foarte straniu. Ce se întâmplă? Detectorul îmi arată ceva în apropierea noastră, dar care mereu se mișcă, nu este statornic. În direcția aceea. Încolo? Ce sunet straniu. Nu părea fi cap de sirenă. Ceva nu e regulă aici!